Cum însă, despre ce se întâmplă în România, pentru că suntem campioni din nou într-un studiu realizat de Eurostat cu date statistice din anul 2023, ne aflăm pe primele locuri la riscul de sărăcie pentru persoane care au crescut în familii nevoiașe. În schimb, tinerii români care au avut părinți cu studii superioare au cel mai mic risc de sărăcie din toată Europa. Studiul scoate în evidență rata îngrijorător de ridicată a riscului de sărăcie pentru românii cu vârste cuprinse între 25 și 59 de ani care au avut o situație educațională sau financiară precară în familie. Bulgaria și România înregistrează cele mai ridicate rate de risc de sărăcie, în timp ce Cehia și Danemarca se află la polul opus. Pentru cei care au considerat că situația financiară a gospodăriei lor a fost bună, cele mai ridicate rate de risc de sărăcie au fost observate în Spania, Grecia și Letonia, România, Bulgaria și Italia. Cele mai scăzute rate pentru acest grup sunt înregistrate în Cehia, Ungaria, Belgia și Irlanda. Astfel, statisticile arată că un procent de 20% din cei chestionați au considerat că situația financiară a gospodăriei lor a fost dificilă atunci când aveau aproximativ 14 ani, comparativ cu 12,4% rata pentru tinerii care au avut părinți cu studii superioare. Aceștia prezintă cel mai mic risc de sărăcie din toată Uniunea Europeană. Din păcate, doar 4% dintre românii care cresc în familii cu educație scăzută ajung să urmeze studii universitare. În cele din urmă se observă cu ochiul liber efectul pozitiv al familiilor cu studii superioare. La nivelul Uniunii Europene, cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie a fost surprinzător în România, cu un procent de 1,5%. Datele utilizate provin din statisticile UE privind venitul și condițiile de viață. Pentru realizarea studiului, specialiștii au analizat 3 variabile anuale privind piața muncii și locuințele, 6 variabile anuale privind transmiterea de la o generație la alta a dezavantajelor și dificultăților privind condițiile de locuit, precum și un indicator referitor la eficiența energetică a gospodăriilor.